Elevii claselor a 11-a și a 12-a au susținut prima simulare a examenului de bacalaureat la limba și literatura română. Prezența la nivelul județului Constanța a fost însă deosebit de mică. Astăzi s-a desfășurat prima probă din cadrul simulărilor examenului de bacalaureat, la care au participat atât elevii din clasa 11-a, cât și cei din clasa 12-a. La clasa 11-a s-a înregistrat următoarea prezență. 5.569 de elevi s-au prezentat din cei 6.022 de elevi înscriși în clasa 11-a, iar la clasa 12-a s-au prezentat numai 2.830 de elevi din cei 5.300 de elevi înscriși. În ciuda prezenței scăzute la nivel județean în Constanța, au existat licee cu participare la examen de aproape 100%. Am avut 212 elevi de clasa 12-a, 217 elevi de clasa 11 care au susținut proba la limba și literatura română, deci în total 429 de elevi. Am avut 2 elevi absenți. Sperăm ca notele care le obțin elevii să fie bune și foarte bune. Ne pregătim acum să ducem aceste lucrări în centrul zonal de evaluare, care este la liceul George Călinescu din Constanța. Am avut o prezență foarte bună. În total au lipsit 7 elevi din 430. E o chestiune inedită că susținem astăzi și cu clasa 11 o asemenea simulare. E binevenită. Facebook-ul a ajuns obiect de studiu la simularea de la bacalaureat. Elevii au fost puși să explice rolul rețelelor de socializare. Deși subiectele au fost de nivel mediu, unii recunosc că au întâmpinat probleme. Pot să spun că nu prea mă descurca la ultimul subiect, dar mă așteptam să fie puțin mai greu. A fost ok, în mare. Cum ți-au părut subiectul? Așa, un pic partea a treia a fost destul de dificilă, dar ne-am descurcat. Au fost și elevi care nu s-au omorât cu învățatul, dar norocul le-a surâs. Pot să spun că m-am pregătit nu foarte mult, dar am fost pregătit pentru toate cele trei materii la care voi fi examinat. Subiectele s-au părut abordabile, ba chiar niște colegi au venit spunându-mi: uite, eu aseară chiar Ion de Liviu Reblean am citit, nu am citit altceva și uite că asta mi-a picat. Adică au venit și pe bază de intuiție. Au existat și tentative de fraudă. 4 elevi au fost prinși în timp ce încercau să copieze și au fost eliminați din sală. Simularea pentru examenul de bacalaureat va continua cu proba la matematică.